Salut, Raci! Voi face citirea pentru săptămâna 6 februarie, 12 februarie, o săptămână liniștită cu planetele mers direct, cu Mercur făcând ingresul în vărsător și cu conjuncția Mercur, Pluto, în 28 de grade Capricorn. Veți primi și horoscopul. Se continuă cumva perioada tensionată la începutul săptămânii, din săptămâna care trece acum influența lunii pline din leu. Pentru voi, un această săptămână, să zicem, reprezintă uh, căutările voastre de a primi un sfat din partea unei persoane care au are o anumită uh, Expertiză, o anumită uh, putere, împăratul. Împăratul, ne gândim întotdeauna la un bărbat cu ascendent uh, Zodie Emberbeck, un bărbat în vârstă, dar uh, o persoană autoritară, o persoană care uh, poate să vă dea sfaturi, poate să vă îndrume, uh, puteți asculta de această persoană. Deci uh, este o persoană importantă pentru voi. fiind în același timp o persoană care luptă pentru adevăr și dreptate. Iată, generozitatea, zece de spade și pajul de bâte. În ceea ce vă privește pe voi, voi vreți să arătați generozitate față de cineva. Sau așteptați ca cineva să vă ofere această generozitate și să vă dea o șansă să arătați ceea ce puteți la locul de muncă sau într-o afacere, dar în același timp poate să reprezinte și câțiva bănuți pe care îi dăruiți cuiva sau cineva vă dăruiește vouă câțiva bănuți. Voi, la rândul vostru, dacă sunteți în această postură de a beneficia de această generozitate, căutați și voi, la rândul vostru, să fiți generoși. În schimb, la fericire nu putem spune că sunteți fericiți. Zece de spade. Este o situație în care aveți o suferință, aveți o nemulțumire, uh, sunteți, am putea spune, nefericiți. Uh, ceva v-a supărat foarte mult. Poate legat de o iubire, poate legat de o creativitate, de un hobby, de distracție, ceva v-a rănit. Deci v-a dat o stare generală, cum să spun, de nemulțumire totală, de suferință. În schimb, aici aveți în călătorii chiar dorința de a călători pajul de bâte. Poate vreți să cunoașteți, să vă dezvoltați această spera cunoașterii prin călătorie sau prin relații noi sau prin urmarea unor cursuri. Deci sunteți deschiși pentru nou, vă doriți noutatea, vă doriți noul. Banii, resursele, locul de muncă și cariera. Aici, la resurse, voi aveți o inițiativă. Poate fi vorba de ceva comercial, de o activitate de comunicare, de transport. Începe și ceva, este o inițiativă, o inițiativă care duce la expandare, la creșterea unei afaceri, la dezvoltare, la resurse pe care le puteți primi prin această inițiativă, deci este o inițiativă care să vă aducă resurse. În schimb, și vă ocupați de această inițiativă, sunteți foarte atenți la ce se întâmplă. La uh, locul de muncă, voi vă doriți norocul, sperați să aveți noroc. Să aveți noroc, poate, de un șef înțelegător, să aveți noroc, poate, uh, la un loc de muncă nou. Poate că unii dintre voi ați uh, schimbat locul de muncă cumva și această mutare la un loc de muncă nou vă doriți să aveți noroc să aveți o situație benefică dar sfatul arcanei este dorința voastră este una ceea ce face acest Sphinx adică cum rotește el roata, nu poți să știți dacă este în favoarea voastră sau în defavoarea voastră spuneți eu îmi doresc să am noroc dar nu știți lucrurile acesta dacă va fi cu noroc Cert este că puteți să vă aduceți acest noroc, să vi-l apropiați, prin a vă dori ce este posibil, ce este corect, ce este adevărat, ce este drept, să vă ascundeți scopurile și, bineînțeles, să fiți prevăzători, să fiți fermi, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi. Și aveți șansa să primiți cheia puterii în palma voastră. În ceea ce privește cariera, în carieră depindeți probabil de comunicare și comunicați foarte bine. Acest opt de bâte arată o comunicare intensă, rapidă pe internet, probabil. În ceea ce privește com... în carieră, apropiații și contractele, dar și relațiile. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, verișoare, vecini, aveți blocaje, ceva se întâmplă, nu puteți să comunicați, nu vă puteți baza pe ei, nu aveți încredere și încercați să vă ascundeți scopurile și veți reuși să depășiți această situație. În schimb, <coughs> într-un contract, o asociere sau un proces sau o căsătorie chiar, eremitul. Știți că este mai bine să ascultați, să analizați, să nu ieșiți voi în evidență, să iasă ceilalți și să-i vedeți desfășurați. Desfășurându-se adică în acțiune, iar voi să analizați, voi vreți să fiți un eremit, adică un filozof, un gânditor, o persoană care știe că tăcerea este de aur, vorba este de argint, știe că o piatră poate să distrugă viața unui om, dar și a unui imperiu, și un imperiu poate să-l distrugă, și de asemenea vreți să vă. Protejați, fiindcă acest eremit are felinarul. Se uită cu privirea în jos să vadă pe unde calcă, să vadă prăpastia în întuneric și se protejează și cu acest baston care îi dă siguranță. Să vedem familia, căminul, schimbări, transformări. Și regina de monede. În cămin, în familie, acest cinci de cupe arată situația în care sunteți. Voi ați avut un scop fixat, fiindcă sunteți raci, și racii sunt legați de familie, de cămin, de părinți de relațiile pe care le aveți, voi v-ați fixat un scop. Dar s-ar părea că nu ați putut să ajungeți la acest castel. Ați greșit drumul, ați greșit ceva. Aveți această dezamăgire. V-ați trezit în fața unui râu imposibil de de trecut. Va trebui să vă întoarceți înapoi să folosiți celelalte cupe care v-au mai rămas să reluați de undeva acest fir al uh, familiei, al căminului. Cam asta s-ar uh, părea că arată această cinci de cupe. Că va trebui să faceți o întoarcere, să faceți ceva, să reluați de undeva, de unde s-a rupt acest drum al vostru. Uh, aici aveți uh, diavolul schimbarea, transformarea, datoriile voastre către unui diavol. Vorbim de un capricorn, un bărbat cu ascendent, zodie în capricorn. Este o persoană care vă cunoaște toate viciile, vă cunoaște greșelile, este capabil să vă exploateze aceste greșeli și aceste vicii. Trebuie să fiți foarte atenți, să Încercați să renunțați la aceste vicii, fiindcă altfel acest capricorn va duce în puterea lui și vă joacă cam cum vrea el. Acesta reprezintă acest diavol. Atenționarea! Renunțați la vicii, la capricii. Și regina de monede, sacrificiul vostru, sănătatea, sau un secret pe care îl aveți este legat de o regină de monede. Este vorba de o femeie cu ascendentul zodie sau lună plină în capricorn. Avem semnul capricornului. Ei, se vede mai greu, dar asta este, este capricornul care spune clar că această femeie, ea se descurcă cât de cât cu banii, face ce face și mai face ceva pe lângă, mai creează ceva, mai obține niște venituri și întotdeauna ea poate să vă ajute cu bani. S-ar părea că este secretul vostru. La ea apelați voi, la ea sperați voi să găsiți ajutorul să vă ajute. Este o femeie în vârstă. O femeie care nu strânge averi pentru ea, dar uh, poate să vă ajute pe voi. Și veți încerca, probabil, să apelați la această regină de monede. Este cumva karma voastră. Deci, sacrificiu poate să fie legat și de sănătate și să aveți nevoie de niște bani și apelați la ea sau. Uh, sacrificii pe care voi le-ați făcut pentru această regină de monede și ea, la rândul ei, vă ajută pe voi, secret. Aceasta a fost citirea. Eu vă doresc o săptămână bună, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.